place nici democrația, nici transparența, băgăm de seamă. Bun, ne întoarcem la ale noastre, dar tot despre guvern vorbim, pentru că și despre economia României, că asta e cea mai importantă tema zilei. Discutăm cu fostul premier al României, Florin Câțu. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru răbdare, am urmărit împreună depunerea jurământului Florin Câțu. Aș vrea să te întrebăm pentru început, cum ai votat astăzi, pentru guvernul Ciolacu sau împotrivă? Da, bine, am votat așa cum a recomandat președintele României, care a spus să votăm după cum credem de cuvință și în funcție de conștiința noastră. Nu cred că e o surpriză că eu nu susțin pe Marcel Ciolacu și n-am susținut această coaliție și pe care nu o susțin, dacă ne uităm în sondaje, 80% dintre români, deci cred că lucrurile stau foarte clar aici. Dar, repet, așa cum a recomandat președintele României, Klaus Iohannis. Adică împotriva PSD-ului. Bineînțeles, și aici trebuie să înțelegem că este un guvern Ciolacu. Și bine, sunt multe de spus, putem să discutăm, putem să explicăm, dar ar fi fost culmea ca tocmai eu să-l susțin pe Marcel Ciolacu. După ce a spus că liberarea au furat ca în codul într-un... După ce a spus că liberarea au furat ca în cod, după ce a atacat parteneriatul, a atacat Ucraina în timp ce Biden era la Kiev, a avut mesaje proruse în această perioadă premergătoare. Era complicat să justific, dar în același timp există o mică parte din Partidul Național Liberal care a luat decizia și la BPN știți foarte bine că și-au asumat, cei câțiva au spus că ei sunt și cei responsabili pentru rezultatele a ceea ce va urma, pentru că nu partidul, nici măcar conducerea partidului nu a luat decizia și atunci există o parte mică de 6-7 oameni care au luat această decizie și vor merge cu ea mai departe.